Inter Miami va primi suma de $50.000, după ce Vale a decis să semneze cu Los Angeles FC, din campionatul de fotbal al Statelor Unite. Până de curând, atacantul galez a fost legitimat la Real Madrid, campioana Europei, pentru care a jucat din 2013. Gareth Bale, mai atras de Hollywood decât de Miami. Chiar dacă, inițial, Bale era tentat să se alăture clubului la care și-a început cariera în fotbal, Cardiff City, a ales, în final, vremea bună din California, pentru un contract cu Los Angeles FC, valabil un sezon. Bale va fi prezentat oficial de trupa americană în cursul acestei săptămâni. Până una, alta, Bale a luat campania de promovare în propriile mâini și a postat cu clip el cu o șapcă însemnată cu logo-ul Lea FC, alături de descrierea, ne vedem curând, Los Angeles. Potrivit regulamentului din campionatul american de fotbal, cluburile pot include până la 7 jucători interesați să semneze cu ele, dar care nu sunt încă sub contract pe o listă de achiziții. Cum Bale figura deja în lista lui Inter Miami, Lea FC va trebui să îi trimită clubului lui Beckham o compensație de dolari. John Torrington, copreședintele lui Lea FC, Lea FC și Gareth speră că acesta va fi un parteneriat pe termen lung, chiar dacă transferul lui Gareth Bale nu este 100% confirmat. Copreședintele lui Lea FC a vorbit despre dorința clubului de a-l păstra pe atacantul galez dincolo de cele 12 luni de contract. Ce vă pot spune este că Lea FC și Gareth speră că acesta va fi un parteneriat pe termen lung și un pas pentru Gareth și familia sa. Nu a fost niciodată vorba doar despre 6 luni înainte de Cupa Mondială. Am discutat mereu pe termen mai lung de atât. Acest lucru a fost foarte clar din partea lui Gareth și a reprezentanților lui. Evident, ne așteptăm să fie un jucător de top pentru noi și pentru această ligă, dar o vom face cu cap. Când Gareth privește la ceea ce trebuie să facă, prioritatea lui va fi Lea FC, suntem absolut siguri de asta, dar nu suntem naivi în fața faptului că, asemenea altor jucători de-ai noștri,